Salutare, mă, șefailor! Băi, fraților, ce avem aici? Un mare monitor XL pentru mărimea mea, bineînțeles, frate, eSports de la BenQ by Zoe. Băi, fraților, cei de la BenQ, frate, aici ne-au contactat pentru că au spus, frate, că suntem mari gamer aici și ne-au contactat să ne dea un monitor. Frate, le mulțumesc foarte, foarte frumos celor de la BenQ by Zoe aici pentru acest monitor super mișto, frate, de gaming. Practic este de 144 de Hz. Nu știu dacă știți povestea cu monitorul meu, practic mi-a murit cam o bandă de pixeli. Așadar, mă, șefailor, fără dar să poate, hai să facem un unboxing cum ne place nouă, frate, și o să fac și un review undeva de săptămâna viitoare, după ce o să testez cam o săptămână, să zic așa, să-mi dau și părerea mea personală despre el, sincer și fără să zice că, domne, suntem sponsorizați sau chestii de genul ăsta. O mică prezentare a cutii, practic este un monitor for eSports, da, XL2430, practic a fost și la marile campionate, practic asta și majorul și toate cele. Este un monitor de 144 de Hz. Am văzut că a apărut un monitor și de 240 de Hz, ceea ce este foarte, foarte tare. De-abia aștept, probabil o să-l testăm și pe la pe viitor, cine știe. O parte a cutiei, avem aici prezentarea asta. Bine, dacă vedeți că e cutia puțin jegoasă, este că am ținut-o până acum la Andrei CBR și mi s-a umplut un pic de praf până mi-a venit mie un suport. Bun, mai avem aici niște specificații pe cutie. Asta în caz dacă le înțelegeți. Foarte mișto s-au gândit băieții, frate, de la BenQ și Zoe, deci să fac acest mânel, practic. Este foarte practic, este foarte mișto și ține greutatea, adică chiar mă miră. Aici, practic, spune că este și fragil, deci trebuie să umblăm cu grijă. Bine, eu am umblat cu grijă, adică no hate. După cum vedeți, o să vă produsul este sigilat, acum o să-mi iau aici cuțitul meu și o să îl desigilez foarte bine, așa și foarte ușor. Și hai să-i facem un unboxing, să vedem și noi ce e aici, poate e cine știe o caramidă. Ia să luăm așa, step by step, văd că scrie aici ceva, deci, aha, deci, opa, am înțeles. Ok, hai că am avut și un monitor. Să nu faceți aceeași greșeală ca mine. Bun, hai să le scoatem pe rând. Asta este piciorul. Aici nu știu ce sunt. Mamă, deci sunt niște accesorii, ceva de genul, și scrie chiar aici accesorii box. Foarte tare mi se pare chestia asta. Eu că mi-am luat monitorul precedent, tot un monitor la fel aproximativ ca acesta, dar nu mi-a venit cu chestia asta. Deci mi se pare foarte tare inovația. Mersi frumos, băieți. Aici avem celălalt picior, adică știi cum avem, este un picior reglabil, știi, pe care poți să-l dai în sus, în jos, stânga, dreapta, poți să-l ondulezi cum vrei tu, e foarte, foarte mișto feature-ul ăsta. Foarte multă scârțietoare pentru că trebuie, frate, știi că, na, siguranța este cea mai importantă și aici cred că avem și minunăția. Așadar, se trage foarte ușor de chestia asta, astfel încât să-l luăm, știi, cât mai ok, cât mai practic. Și de aici, foarte ușor se scoate, frate, dacă ai puțină atenție, astfel încât să nu-l spar, să nu-l zgârii sau orice altceva. După cum poți observa, poți să-l faci și singur, știi, adică nu este bine neapărat cine știe ce. După cum vă spuneam, mă, șefailor, culoarea este un pic gri metalizată, este foarte, foarte mișto față de cel precedent, este un fel de negru, să zic așa. Haide să vi-l arăt și pe celălalt. Deci, după cum puteți observa aici, este un pic mai negru, ăsta este un pic mai gri. În caz că sunteți interesați de ce clasă este monitorul sau alte specificații, după cum spune și aici, este un monitor de 24 de inch, aka, să zic așa, 61 de centimetri și practic consumă cam 32 de W. Bun, cam așa arată și pe spate, aici o să vină suportul la unde putem să lăsăm puțin mai jos sau mai sus. Avem toate chestia asta de sigiliu, o să le dăm imediat jos și hai să vorbim și despre niște chestii care le găsim aici, bine? Una probabil din cele mai satisfăcătoare lucruri în viața asta este să dai sigiliul ăsta jos după monitor, frate, nu? Și pentru mine este foarte, foarte satisfăcător. Bun, după cum putem observa, frate, aici avem două HDMI-uri pe care putem să le conectăm. De exemplu, probabil dacă ai două calculatoare și vrei să-l bagi să-ți vadă două imagini, cum am și eu, și pe mine mă ajută foarte mult chestia asta. Avem aici un DVI-D, dacă vrei să băgăm, un D-SAP. Mai avem aici o chestie care putem să o băgăm, practic, să ne redea și sunetul. Adică, practic, are și monitorul, are și niște boxe, dacă nu mă înșel. Monitorul mai are aici două chestii de-astea de USB. V-am spus adineaori că aici se bagă o chestie. Avem aici două de-astea două ieșiri de USB, unde putem să băgăm absolut ce vrem noi. Eu, de exemplu, mai conectez niște căști aici. Avem chestia asta unde putem să scoatem practic și o folosim pentru căști, dar bine, acum este cu susul în jos și mă rog, cade. Avem aici o chestie de jack-uri unde putem să ne băgăm microfonul și căștile, deci este foarte, foarte tare. Bun, hai, până montăm monitorul, hai să vedem și noi ce se găsește în cutia de accesorii, pentru că și eu sunt foarte curios, v-am spus că data trecută eu n-am avut parte de această cutie și văd că băieții au venit cu noi features-uri, să zic așa. Ăsta cred că este un săculeț pentru a ține monitorul protejat de protecție, adică ceva gen de praf sau alte lucruri. Dacă îl desfacem de aici ușor, uite, fără să sticăm și pungulița, ia să vedem. Da, e un fel de mini săculeț și vreau să spun că este dintr-un material genul, nu știu, imită foarte bine un fel de piele, un fel de vinilin, ceva de genul ăsta, dar este foarte mișto de protecție și mi se pare, a, asta e de risire aici, să zic așa. Și cam asta e toată șmecherea cu săculețul ăsta. Sau dacă nu e de aerisire, e pentru suportul piciorului, mă. Bun, am pus aici săculețul deoparte. Mai avem aici un S-switch. Hai să vedem ce este chestia asta. Dacă o scoatem de aici ușurel, este un cablu.
este controlul. Practic acest monitor are și un controller. Ei, ce rol are controlul ăsta? Poți să-ți presetezi, să zic așa, mai multe funcții. Deci, spre exemplu, dacă vrei un mod de movie, știi? Adică dacă vrei să te uiți pe un mod, să te uiți la filme și să-ți faci altfel de contrasturi, poți să selectezi pe modul 1, spre exemplu. Dacă vrei modul de gaming, ai putea să-l selectezi și să-ți faci niște preseturi pentru 2 și un alt 3, să zic așa, nu știu, pentru Facebook, alte lucruri, știi, să nu ai culorile atât de contrastate, să nu te deranjezi atât de mult la ochi, știi, cum te-ai juca un joc FPS sau orice altceva, știi? Asta o să fac probabil săptămâna viitoare la review, să vedeți cum funcționează mai mult aparățelul ăsta, bine? Bun, hai să mai vedem ce mai găsim aici în cutiuțele astea. Văd că aici găsim, cred că, un cablu HDMI, dacă nu mă înșel. Avem aici chestia asta, cum a venit, ca să poată să funcționeze cele două USB-uri din lateral, după cum vă am mai adineauri. Avem aici și un cablu DVI. Ok, și avem aici cablul de alimentare, dacă nu mă înșel. Bun, și bineînțeles manualul de instrucțiuni cu CD-ul și toate chestiile necesare, probabil și garanția și toate cele. Bun, ia să vedem, să desfacem asta, să fim siguri, să vedem ce este pe aici. Bun, deci avem CD-ul de la ei. Avem aici un display pilot, ne ajută foarte mult programul ăsta, o să vă explic probabil săptămâna viitoare despre el. Avem aici eSports monitor BenQ, aici putem avem, probabil avem toate specificațiile, uite, da, cu tot ce vine monitorul și toate chestiile genul, cum se asamblează, în caz că nu știți să asamblați un monitor, dar vă arăt imediat cum se asamblează. Un service information avem aici și bineînțeles că avem aici toate instrucțiunile necesare. Bun, hai să facem aici prezentarea piciorului, să zic așa, postamentului sau cum veți voi să-i spuneți. Practic pe ăsta stă monitorul, știi cum a venit. O să vedeți imediat cum se montează. Este, nu știu, o suprafață foarte mișto, adică are culoarea asta la fel de mișto, la fel ca și monitorul, adică vedeți că este la fel. Este destul de greoaie, asta este un plastic aici și cum a venit aici ceva de metal, știi, foarte, destul de greuță, cred că are cam în jur de vreo 2 kg, să zic așa. Ceea ce vreau să vă spun este că monitorul este foarte stabil pe chestia asta, nu se mișcă, după cum puteți observa dacă îl împingi foarte, foarte tare. Are niște chestii cauciucate aici în fiecare parte, să zic așa, chiar sunt 5 la număr, deci foarte, monitorul poate să stea în siguranță pe biroul vostru, în caz că vreți să-l puneți pe birou sau puteți să-l montați pe perete, asta depinde dacă aveți un alt suport, dar suportul ăsta e foarte mișto. Bun, să desfacem și chestia asta aici, să îl desigilăm. Aici putem să ne setăm cum a venit chestia asta, dacă vezi cum a venit, să o dați mai în stânga, mai în dreapta, depinde cum fuge monitorul, să zic așa. O chestie care personal nu-mi place, dacă pun cum a venit aici un deget, știi, se imprimă cum a venit degetele pe chestia asta. Dar asta, mă rog, oricum, orice chestie trebuie curățată sau, na. Să trecem cu piciorul, mânerul sau cum veți voi să-i spuneți la toată chestia asta. Bă, mânerul este foarte, foarte mișto. Aici văd că avem logo-ul nou. Pe celălalt monitor nu exista logo-ul ăsta by Zoe, să zic așa. Însă avem aici un ăsta de cablu unde putem să ne băgăm toate cablurile, știi, să nu mai ai un folmotoc de cablu, știi? E foarte mișto că poți să-ți bagi cablurile prin chestia asta și haide să vă arăt cum se și montează, bine? Pur și simplu introducem chestia asta aici și automat el se rotește și o să intre pe chestia asta. Deci nu trebuie să faci absolut nimic, nu trebuie să fii un profesionist, nu trebuie o facultate pentru așa ceva. Este foarte mișto, foarte simplu, v-am spus. Deci totodată după ce ai făcut chestia asta, uite, vezi, acum a intrat monitorul, acum l-ai locat, să zic așa, pentru că a intrat în fiecare chestie de asta și acum trebuie să răsucești de chestia asta sau să iei cu o șurubelniță cum vrei tu, cât să fie toată chestia asta stabilă, știi? După cum puteți observa, acum nu se mai mișcă, totul este stabil și acum este în regulă să ne punem monitorul. Aveți foarte mare grijă să montați chestia asta bine. Și acum ne putem da monitorul, să zici, la, nu știu, 180 de grade, mi se pare că merge sau ceva de genul ăsta, putem să-l dăm în stânga, în dreapta sau unde vrem noi. Putem să poziționăm pur și simplu pe centru și aici ne indică că aici este centrul, știi? Deci foarte, foarte mișto chestia asta. Să dăm aici și sigiliul ăsta jos, foarte mișto, arată chestia asta așa, nu știu, griul ăsta așa metalizat, cu roșu ăsta, nu știu, se potrivește de minune. Mai avem și o chestiuță mică galben aici, pe care putem să o dăm la o parte. Asta ne spune practic la ce nivel este monitorul, știi cum a venit. Noi putem să ne dăm chestia asta mai jos, mi se pare că trebuie o anumită greutate, o să le montăm acum imediat monitorul și o să putem să le ridicăm asta în sus sau în jos după bunul plac. Chestiuța asta mică, practic v-am spus, stai să o desigilăm și pe ea. Bun, o punem aici frumos pentru că ăsta o să se conecteze automat la monitor aici. Monitorul se ia cu foarte, foarte multă atenție ca să vedeți cum intră aici. Deci, practic, toată chestia asta trebuie să intre pe niște clipsuri. Facem așa și aici el intră automat. Nu este foarte greu, intră foarte, foarte ușor. După cum puteți observa, practic, monitorul se rotește și la, nu știu, să zic, 360 de grade. Putem să-l dăm și așa, dacă, nu știu, sunteți editor sau folosiți alte chestii de genul ăsta, putem să-l dăm și așa. Practic, ăsta este maxim, nu putem să-l dăm mai mult de atât, adică merge doar pe orizontal și vertical, să zic. Bun, hai să-l dăm înapoi aici. Ok, acum este drept. Și monitorul se dă și în jos cu o apăsare foarte, foarte ușoară. Putem să-l dăm mai în jos, mai în sus, la un unghi, să zic așa, înclinat
sau declinat, știi, pentru că dacă vreți, nu știu, dacă sunteți, depinde cum jucați voi și depinde ce fel de jucător sunteți voi, depinde ce jocuri vă jucați, eu zic că chestia asta de mobilitate este foarte, foarte mișto, adică e un feature foarte mișto. Bun, mă, ce fainilor, cam asta este, frate, unboxing-ul monitorului XL2430 de la BenQ by Zoe, să zic așa. O să fac și un review după o săptămână și o să vă zic părerea mea sinceră ca și jucător de CSGO, ca și jucător de Counter de atâția ani, sincer să fiu. Este un monitor de 144 de Hz. O să vă las un link în descriere cu toate specificațiile acestui monitor. Și ne vedem pe săptămâna viitoare, probabil cu aviu sau peste două săptămâni. O să las un link în descriere când o să-l fac și ne vedem pe YouTube ca să vedem ce review putem să-i facem acestui monitor, cum se mișcă și să vedem niște teste, nu? Ne vedem pe data viitoare și sper că v-a plăcut unboxing-ul. Pa, pa! Mulțumiri, BenQ! Mamă, ce mișto e aici, Zoe!